Usturoiul este mai mult decât un simplu ingredient culinar, este un adevărat elixir pentru sănătate. Acest aliment aromatic folosit de secole în diverse culturi, nu doar că adaugă savoare mâncărurilor, dar oferă și multiple beneficii pentru sănătate. Aroma usturoiului se datorează alcinei, substanța activă care are numeroase efecte benefice pentru sănătate. Aceasta are importante proprietăți antibacteriene, distrugând stafilococi, streptococi sau salmonella. Un studiu efectuat a demonstrat că persoanele care au consumat usturoi s-au îmbolnăvit mai rar, ori s-au refăcut mult mai rapid după boală, condimentul fiind și un bun întăritor al sistemului imunitar. Usturoiul, mai ales macerat de usturoi, este cunoscut în fitoterapie ca fiind cel mai puternic antibiotic natural. Acest remediu este eficient în caz de infecții urinare, cistite, răni, diaree, constipații, infecții ale ochilor, nasului și gâtului, crampe menstruale și diabet. Scade nivelul colesterolului. Consumul a 1-2 căței de usturoi crud pe zi scade nivelul colesterolului și al trigliceridelor din sânge, prevenind apariția bolilor cardiovasculare. Vindecă astmul și tusea. Siropul de usturoi este un remediu popular pentru astm tuse datorită proprietăților expectorante. Acesta se obține prin zdrobirea cățeilor de usturoi curățați, adăugându-se oțet și zahăr până la stadiul de sirop. Cercetătorii de la Institutul Național de Studii al Cancerului din America au arătat că 5-6 grame de usturoi consumate zilnic scad riscul de cancer de prostată cu peste 50%. Proprietățile anticancerigene ale usturoiului sunt datorate compușilor sulfurați, din care face parte și alcina, relatează Libertatea.ro.